Rumble, Gigi. Și eu îți dau unde la să fie. La show-ul serii! Nu așa e, da. Ai un putin să batem în masă. Este battle-ul serii între Nicu Bendea. Și Uguru Pula. Adică, în care avem 3 personaje, 3-3 de 1. Și eu, dar trebuie să postăm pe YouTube. Lasă. Bine, că e mine. Și fiecare îi va da celuilalt o întâmplare sau un o... Bun, primul personaj pe care un grup și l-a notat este Gigi Becali. Eu îți dau sarcina. Da, tema. Tema de a-l prezenta pe domnul Gigi Becali la vaccin. La coadă la drive-thru sau. Bun, sunteți gata? Da. Să ți-o dau la muie, da? Păi bași tu acul ăla, dacă gata bine, mai înțeles? Eu vând asistente de-astea ca tine la borțea, mai înțeles? Eu n-am vaccinat nici oi, mai înțeles? Și n-are nimică! Hai cu mine în spate să ți-o dau la papacioacă! Doamna asistentă! Se ia punctul! Se ia! Unu, trece unul la bulan. Pixul, care fără Pixul? Nu, bifează-mă că nu știu că îmi punct. Ca la Nike. Așa. Bun. Niche. Eu am... Domnul Nicu! Iliescu. Aveți pe domnul Iliescu de imitat. Iliescu. Eu mai rămas ceva. În postura, tema... Ion Iliescu, ca martor al lui Jehova care îți vine la ușă. Aleluia! Aleluia! Te rog! Aleluia! Dâng, dâng, dâng! Stați într-un bloc construit faptalmente de Neanicu. Aleluia! 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 Vocea Domnului Lenin, Domnului, se va auzi prin gura mea. Psalmistul Isaia 2:5, Stalin, capitolul 4, spune așa: dacă ridic aceste două mâini, zidul Ierihonului va cade la a treia trâmbiță. Și dau două naicuri. Stai că ăștia stă la cruce. Trebuie să dau două naicuri. Am trecut cu bine. Să vă dea Dumnezeu. Urmează domnul Iohannis. Klaus Iohannis, așteptând-o pe Carmen Iohannis să vină de la shopping. Zara, gândește-te. Da. Asta zic, nu știu. Ei merg în Florida sau unde merg. De alea grele. Deci... Da, cum? La Sibiu este Zara, mă. Nu, dacă e Zara la Sibiu. Ia este că e din mărginimea Sibiului și vine aia cu cașul, cu Zara. Da, bine. Fii atent. Ăsta e setup-ul. Unde dracu stă? Alo, iubi, pe cuvânt, ce Dumnezeu? Păi atâta se stă la cumpărături. Pe cuvânt, zic ăștia că eu mă mișc greu, dar tu... Să-mi bag pula. Eu eram personajul Bec. No, bine, hai că trebuie să intrăm și în Oșan. Auzi, ai băgat tu benzină, că nu mai știu. Ah, stai că nu, mașinile nu s-a noastre. Bine, hai odată, te aștept la food court. Nu-i pe puncte, mă. Nu-i pe puncte, dar... S-a luat. Trebuie să ținem cont. S-a luat. Mă bucur că v-a plăcut. Mersi tare. Domnul Nicu, aveți pe domnul Banciu de făcut. Respectele mele. Te se cunoști. Bun. Domnul Banciu. Domnul Banciu. Domnul Banciu. Dă situația, dă situația. Ce păcat că i-am dat deja și nu vreau tătie să fie...
Că aveți dat banciu la slujba de înviere, da? Și de ce nu dai? Că tot cu... Hai, te caci pe tine! Îți mai dau o slujbă... Mai dă-mi o șansă! Religioasă, poftim! Radu Banciu la slujba de înviere, bă, tată! Hai! Ăla-i tati. El a înviat. Nu poți să zici acest lucru despre FCSB. Echipa de morți, cu un cioban în frunte, care se închină pe la diverse mănăstiri. A fost la Frăsinei, i-au luat permis. Un cioban aștepta măgarul. A mâncat carne de măgar în Corsica, cu celălalt chiombalău, cu Banchiș. Excelentă, Banchiș, niciodată nu-i treaz, nici când doarme. Slujba de înviere a fost frumoasă. Am comentat 3 meciuri de basket și turul ciclist al albaștilor. Trecem o mini-bifă. Ales un gust. Să pune. Ales subiectul de căcat. Dacă era turul covasnei. Pe bicicletă. La ciclist. Îl înfășuam în chiurtăș. Ăsta rămâne. Așa, ăla trebuia să ți-l dau. Nu mamă. Vezi, de unde era să știu? Acum ne cunoaște, da, mă, că nu mai merem să facem spectacole pe bani. Vii la podcasturi pe gratis. Așa. Da. La Florin Ciordache, da? Ciordache? Da. Așa. Ceva care să-ți meargă, să-ți o ridic la fileu cu și altă întrebare. Adică e cât de frumos, așa. Ciordache, la piață, la cumpărături de Paște. Bine. Mamica, pune-i și mie! Săru mâna mama ei, auzi, pune-i și mie boia de-aia, de ce dracu ești, mă, așa de roșie pe mâini? Ce căcat, ți-ai băgat mâinile la fofolancă, de ce dracu? Pune, te rog, niște, așa, cartofi, pune de 4 lei niște boia de-aia și auzi, ce vreau să, scorțișoară n-ai? Că m-a sunat Liviu, frate, de împușcărie, m-a încăcat pe mine, trebuie să aromesc cu ceva casa aia, că nu se mai poate. Auzi, dar cât salariu văd aici? Slăbos, deci voi pe banii voștri. Nu știți, frate, să faceți bani, vă învață Florin, dacă veniți la mine la Caracal, vă învăț eu teoria șmecherii. Așa, deci, sărut mâinile, sărbători fericite și domnul de lângă dumneavoastră, nu vă spărați. Leurde nu luați? Ce căcat să fac cu leurda, mamică? Urzici, mâncați așa temperatura ta, că m-am urzicat la pulă când m-au luat ăștia din parlament, că mă dă afară de comisia juridică. Păi ce dracu faceți, mă? Dar nu v-au miruit, maică? Frate, eu miruiesc pe toată lumea într-o noapte când m-a pus și dau ordonanța zbelipul la toți. Păi cum, o să vedem. Hai, fac eu la toată lumea. Hai, ceau! Ăsta întâmplător îmi iese bine, mi l-am descoperit. Într-o seară încercam să fac ceva, un alt personaj, și cumva mi-a ieșit ăsta și am zis, bă, ăsta sună ca Ciordache. Și de atunci îl mai tot fac. Da, mai tot și fac ultimul anunț, cel din urmă. Ce are Nicu acolo? Vadim. Vadim. Oh. Stingeți luminile. Asta e bun, mă, bine, bine îl facem. Ori mă fogor, ori ies. Nu, fii atent, mă. Vadim comandă o pizza de la atelierul de pizza din Florești. Vai ce bună! Vai ce bună! Hai, Vadime! Skaraoski, ridică-te dracu de pe fir. Alo? Cum alo? Nu-mi răspunde nimeni! Sunt Mițura! Tu ești de alo? Marinescu, ăștia care mai sunt. Am ajuns dita mai senatorul să comand pizza. M-am săturat de fripturile de aici. Floreștiu, unde-i Floreștiu? Marian! Da, am vrut să-ți o rup la un dat cu ceva, dar nu mai știu ce și mai bine că nu, că... Da, n-am venit să ne mai întâlnim, betăluri de astea n-am văzut la imitat. Da? Adică nu. N-am inventat-o noi. N-am inventat-o noi, dar ar fi o chestie așa, nu știu. E de efect, nu? Marian. Mi-a plecat și public. Marian! N-ai zis și tu.
atelierul de pizza. Cu pizza de asta fondat, vii tu la mine. Pitica nenorocită. Atelierul de pizza fondat 2007. Că, știi că avea el, avea Evadin sponsor. E sponsor și ai avut și spectacole și ți-ai luat toți banii. Da, păi mai știu. Schimbă denumirea. Încât, în ce an s-a înființat? Da. Știi cum zicea? Când stăteam eu pe terasă cu Nichita Stălescu, 1990, le dădea frumos data nașterii, exact. Tot timpul, tot timpul. Focșan, 2000, Focșan 1984. Vând Golf 4. Da, da, da. Eram la o bere pe terasă la Petroșan cu circa 1972 cu... Și înșira pe tăți. Da. El și Cornel Vinu mai fac. Yeah. Și el mai face. Delimitări. Da, repede dă biografia tot. Da, ca da, să știi despre ce vorbim. Eram cu bursă Herder luată 1982-1985 și... Dumnezeu era... să-l ierte. Fie țărâna ușoară. Eram îmbrăcat în sacou de barșon, cum ziceți voi. Se uitau femeile după mine, curvele, cum le ziceau lor, și ziceau, iată, da, prințul Valah.